călărim spre Liga Campionilor, Forța Steaua! Campion național și câștigător ai Cupei României în primăvara acestui an, poloiștii de la Steaua București pregătesc în cantonamentul de la Brașov noul sezon, unul în care vor evolua din nou în grupele Ligii Campionilor. Între două antrenamente, portarul Marius Țic și golgheterul Tudor Fulea s-au relaxat la o plimbare călare în Poiana Brașov. Cum a fost experiența de azi? Una plăcută, n-am mai călărit până acum singur, cred că și pentru Marius este prima oară. Noroc că n-a luat-o la alergare cum i-a făcut lui Marius, al meu a fost mai liniștit puțin. Ai avut ceva emoții? Puțin așa la început, dar după aia am văzut că este ok, controlabil, foarte bine a fost. Unde e mai simplu, un bazin sau călare pe cal? Calar a fost mult mai ușor acum, momentan este o pregătire destul de grea, foarte multă oboseală, dar n-avem de ales, jucăm în Champions League și trebuie să ne antrenăm cât mai mult și cât mai bine. Te gândești să mai repeți experiența? Da, da, clar, sigur. Și mai ales vreau să încerc să-l stăpânesc și când aleargă, că iată ce e mai greu. Cum a fost experiența de azi la călărie? A fost o experiență unică, e prima oară și pentru mine când călăresc. Și mi-a dat așa un sentiment de libertate, ca să zic așa, în momentul în care a luat-o ușor la galop, nu a fost în viteză maximă, pur și simplu simțeam că zbor. Unde e mai greu? Sau unde e mai simplu? În bazin sau calare pe cal? Fiind o experiență nouă, cel puțin pentru mine, am avut oarecum mai mare dificultate aici decât în bazin, pentru că bazin este ca și al doua noastră casă, acolo ne petrecem majoritatea timpului și pot să zic că a fost pentru început mai greu. Știu că peste câteva zile vei semna cel mai important contract al vieții tale. Ce poți să ne spui despre asta? A venit și acest moment în viața mea. Sâmbăta aceasta mă voi căsători, suntem împreună de 6 ani. Am fost foarte hotărât în luarea acestei decizii și vreau să zic că o iubesc foarte mult pe soția mea. Tehnicianul Aurelian Georgescu are 4 jucători noi în lot și este mulțumit de cum răspunde elevii săi la antrenamentele dificile la care sunt supuși în această perioadă. Cum se prezintă elevii dumneavoastră în această perioadă, în cantonamentul de la Brașov? Sunt un pic obosiți că este un cantonament de încărcare, dar sunt mulțumit de cum răspund la acest cantonament. Care sunt noutățile din lotul Stelei pentru noul sezon? Am luat un străin pe partea dreaptă, unde ne-a plecat un jucător, Prioteasa, și am încercat un înlocuitor, un croat, Nino Mudrajna. Mai este Vlad Georgescu, care pe partea stângă, care l-am luat de la Oradea. Un stângaci, care l-am luat de la Dinamo, Neamțu Andrei, și mai este încă un fundaș care este din pepiniera noastră și l-am promovat la prima echipă. În sezonul care urmează, Steaua va evolua pe lângă Cupa și Campionat și Liga Campionilor. E o nouă provocare pentru echipa dumneavoastră? Este o provocare, în primul rând, pentru mine, după aia pentru echipă, pentru club, pentru toată lumea. Trebuie să fim bucuroși că am primit această posibilitate de a participa în aceste grupe a Ligii Campionilor și stăm la masă cu granzii poloului european. Cum te-ai integrat? Cum te-au primit colegii tăi? Cu colegii mă cunosc de foarte mult timp, pentru că majoritatea jucătorilor de la Steaua sunt la națională, e totul în regulă cu ei. Ce îți propui în viitorul sezon cu Steaua? Scopurile principale sunt să luăm campionatul și Cupa României și să facem o figură cât mai bună în Champions League.